meu, fratele meu, patronul de la München. Acum Ios, acum Ios. Ios acum. La disperare, la disperare. Elias de pe München, Elias, clubul Elias. Toți frații la Faraonul, vă invit la clubul Elias. Puișor de la Mirdia și aici cu tata Faraonul. M-a lăsat șeful, bossul mare. Frații, welcome to Joshua, to Munich, man. Frații mei amândoi, sportivi de performanță. Nu știu că nu se vede bine. Adevărat. Nu, ocazionul. Ei, există mai mult. Foarte mult. Foarte mult. Foarte cu valoare. Așa, cu valoare. Nu ne talăm. Eu numai acum ne arăt colțurile, să vedeți că cine-s eu și cine e în zona mea. Nu știu vorba. Eu sunt cineva acasă. Când mă duc acasă, nevastă mi-a spune tu duci gunoiul. Păi e normal că când zice nevasta, da, trebuie să asculți de nevasta. Da, nu știi, se întâlnesc doi prieteni. Zice, hai să bem la noi mai departe. Da. Ăla zice, cum mai să te vezi? Tu ești prost în acasă, capitan. Să scură nevastă. Bă, nu vă rușine, bulanger. Zice, nu ești capitan, stai mă că dar nu să mergi general, ești. Cum se numește clubul? Elias, Elis Club. Elis Club. Ali Delon. Dincolo de Har. Intră în cala Har și așa scurt. Mai avem aici un bodyguard adevărat, valoare mondială, vă pupă. Asta are alcool. Baron numărul 1 a venit deodată din familia noastră direct. Fratele la Faraonul. Numărul. Eu atâta, toți prietenii mei, le chem. Vino aici, amiță. Ăsta e frate vostru numărul 1. Are atât de bine. Da, caine limba. Fratele nostru de la München, poți să citești pe mâna lui, e security. Mâna lui e security. Eu nu mă talez. Oamenii cu valoare. Rămân totdeauna. Vă pun în curs. Hai că vă ajunge, că vă umplați. Să ne
că vă pup. Hai că ajunge. Vă pup, vă pup. Vă așteptăm cu drag la clubul Ellis. Clubul Ellis. Îl căutați pe Google și îl găsiți. Șeful, șeful Baștanu, fratele la Faraonul. Faraonul numărul 1. Să-mi duceți o sănătate. La tot.